Ultimul care cade câștigă 1000 de euro și treaba asta în felul următor. Concurenții vor fi supuși mai multor runde extrem de grele la care trebuie să treacă cu brio, tata. Asta e prima rundă și concurenții trebuie să ajungă aici fără să cadă. Mamă, cum se mișcă Parpiliana, bravo, Parpi! A terminat și tata Mițanu! Bravo, Iuli, bravo! Oh, a terminat și Luis și Teo? Băi, ești nebună, a ajuns toată lumea la final. A fost ușor, mă? Da. A fost ușor, stați să vedeți ce urmează, mârlămoilor! Runda a doua constă în acest obstacol peste care concurenții trebuie neapărat să sară, nu au voie să se bage pe dedesubt și totodată dacă ei ating cu fundul trampolina de sub ei, sunt eliminați instant. Așa că, dragi concetățeni, săriți, mă, băiele, mă, mâncate-n gata! Hai să vedem, tata, let's go! Da, vezi, Parpiliana! Bravo, Parpi! Bravo, băi! Bravo, băi, unde, mă, ce sară, mă? Luis a ieșit! Iuli și Luis, afară! Afară! Bun, ei sunt primii doi care au ieșit din această rundă și sunt calificați în runda eliminatorie, să zicem așa. Ceilalți vor suferi acum niște challenge-uri și ultimii doi vor avea imunitate în runda eliminatorie, tată. Hai să vedem. Primul care dă durata challenge-ului este tata Mițanu. Hai să vedem dacă mai supraviețuiești acum o rundă. 100 de cocoștari iau. O, 2 litri de apă! Deci tata trebuie să bea 2 litri de apă și să sară. Hai, să dăm drumul la treabă. S-au dus 2 litri în casă. 2 litri? Păi cine mai sare peste asta acum? M-am luat o burtă, am zis că-s greiere. Zici că-s greiere, murat. De sticla în coa. Haide, mă, să vedem ce pică și lui Teo. Ia să vedem, tată. Și... cătușe! Să fie legat la mâini cu cătușe! Frățiorul Teo la pușcărie. S-a intrat și la pușcărie, băieți. Gata, s-au pus cătușele chat. Bun! Și acum frățiorul Hulk oxigen. Ia, mă, să vedem, tată. Și... cârlige, bă! Cârlige de el! Dar vezi că se simte bine. Îi place, mă, ești nebun. Să tot sare așa, mâncați așa. Bun, hai să vedem tata și Parpiliana. Hai să vedem. Mai norocos să câștigi 100 de puroi? Sper. Oh! Costum de saună. Hai să vedem, tată, o să fie jale. Hai să vedem, sunteți gata? 3, 2, 1 și... Tata Mițanu, sare, mă, ia să vedem tata Mițanu. Mamă, cum sare cu cătușile, ești nebun, are cătuși la mână și sare, ia vedeți. Băi, ești nebun. Wow! Dar le vedem ce-i. Oh, oxigen e afară, tată. Întrebarea e cine v-a obosit primul, tată. Wow! Wow! Deci nu vine să cred cum sare Teo cu cătușile alea, ești nebun. Mamă, nu vine să cred. Parpiliana va concura cu oxigen la runda eliminatorie, bă, băiatule, băi, mama mea. Bun, trecem la runda 3, unde concurenții va trebui să facă acest traseu, iar dacă unul dintre ei cade, vor fi eliminați, iar dacă niciunul dintre ei nu va cădea până la final, vom lua în considerare timpul scos de acesta. Hai să dăm drumul la treabă. Cine începe primul, tată? Eu. Iulica? Hai să vedem, Iulica, let's go! Ești gata, Iulica? Sunt gata. 3, 2, 1 și... ba! Hai, tată, du-te! Bravo, Iulica! Ușor, Iuli, cu piciorul bine, ușor. Bun, a trecut de prima rundă. Bravo! Timpul contează, tată, timpul contează, să nu uităm. Bravo, Iuli! Bun, a trecut și de a treia rundă, a doua rundă, de fapt. Hai să vedem. A treia rundă, tată. Hai să vedem, s-a descălțat, băi. Ai căzut, ai ieșit. Hai să vedem. Bravo, Iuli! Bravo, băi, gata, 3 secunde. Ok. E ok, bravo. Deci avem în felul următor 1 minut și 17 secunde. Bun, hai să vedem următorul concurent. Hai, Luis, stai, ești gata? 3, 2, 1 și hai să vedem, Luis. Aproape să cadă, băi! Ușor, frățiorul Luis! A trecut de primul nivel, hai să vedem, tată! A băgat piciorul, s-a prins și de-a treia! Mamă, cât de repede! Hai să vedem! Ușor, ușor, calm! Bravo! Trebuie să te pui pe ăsta să stai 3 secunde! 1... Bravo, bă! 2... 3! Hai! Bravo, mă, tată! Incredibil, 59 de secunde, Luis! Bravo, băi, tată, băi! Hai să vedem, tată, frățiorul, oxigenul! 3, 2, 1 și... hai să vedem, tată, băi! 58 de secunde a făcut Luis! N-a făcut niciun șpagat cum a făcut Luis până acum, sau? Sau? Bun, a trecut de primul nivel, hai să vedem! Echilibru, hai să vedem! S-a prins și de aia, bravo! Se prinde de astea, pune piciorul aici! Trebuie să stai 3 secunde pe ăsta! 1, 2, 3! Poți să fii 1 minut 05. Momentan, clasamentul sunt în felul următor: Luis, oxigen și Iuli, tată. Hai să vedem Parpiliana. Bun, ultimul concurent este Ariana, tată. Ești gata, Parpi? Sper să-i bapă, băie. Hai să vedem. 3, 2, 1 și acest concursul, dă-i, Parpi. Se ține parte de astea, e bine pe echilibru. Îmi place, bravo, a trecut de primul. Opa, nu mai așa, a ajuns într-un final. Wow, wow. Hai să vedem, este totul contra timp. Te-a dat și ăsta, te-a dat și? Hai să vedem, Parpiliana. 3, 2,
are parpimă să moară Bibi. Hai să mergem la tabelă să vedem cine iese și cine nu. Bun, ne-am uitat peste tabelă și peste filmări și într-un final Iulie și Oxygen au ieșit din concurs, tată. Ariana și Luis au reușit să facă mai bine ca timp ca ei doi, bă băiatul, dacă îți vine să crezi așa ceva. Așa că hai să vedem următoarea rundă, semifinala. Vreau să mulțumesc rapid abonaților săptămânii care vor apărea acum pe ecran, iar dacă vrei și voi să apăreți într-un vlog de la Lumițanu, tată, dați-mi butonul subscribe, e tot ce trebuie să faceți. Am ajuns în semifinală care constă în bătălia concurenților cu aceste haltere nebune, ești de bun la cap, și rundele vor consta în felul următor. Prima rundă va fi alcătuită din Ariana și Teo. Fiecare concurent va avea două vieți în afară de Teo, care are o viață pentru că virgulă concurează cu o fată, așa că hai să dăm drumul la treabă. Hai, sunteți gata? 3, 2, 1 și hai să vedem, tată! Dați un gravaj cu la voastră. Parpi, hai să vedem. Opa, opa, oh! A pierdut Parpi 1-0. Parpi mai are o șansă, dacă îl bate acum e de ajuns să se califice în finală. Hai să vedem. Gata, Parpi, gata? Hai, 3, 2, 1 și... Wow! Teo este primul finalist, tată! Bravo, băi, frate, și gura ta! Asta zic, tată! Hai să vedem următoarea bătălie, tata versus Luis. Hai să vedem! 3, 2, 1 și start, tată! Dă-i! Luis, 1-0, ești nebun la cap, incredibil! Dă încă una lui Stache și ești în finală. 3, 2, 1 și... Hai să vedem! Oh, fatality! Oh my god! 200 în cap în cața și curata! Tata Mițanu, 1-1 versus lui tata! Wow, hai să vedem runda decisivă! Hai să dăm drumul la treabă, tata! 3, 2, 1 și... Mamă, l-a destabilizat puțin! Oh, tata Mițanu! Croșiu! Hai să vedem, lui s-a destabilizat și a căzut! Tata Mițanu este al doilea finalist! Bravo, tata Mițanu! Hai să mergem în finală! Am ajuns în finala acestui challenge! Ultimul care va cădea de sus va câștiga suma de 1000 de euro și treaba asta în felul următor. Fiecare concurent va sări pe obiectul din stânga, respectiv din dreapta lui, și va trebui să se țină cât de mult posibil. Tata din dreapta va fi chinuit mai mult pentru că el se ține și cu piciorul și cu mâinile de acel sac de box, așa că hai să dăm drumul la treabă. Sunteți gata? Gata! Hai să vedem cum stă treaba, tată! 3, 2, 1 și... Fiecare concurent trebuie să stea sus! Mergem să-l chinuim puțin pe tata, hai să vedem! Îl chinuim puțin pe tata, ștonesia, uitați-vă cum face! Hey, hey, hey. Cade cineva? Teo dă semne că nu mai poate? Hai să-l mai chinuim! Băi, ești nebun, toată lumea se ține, Teo a căsut! Și tata este câștigătorul premiului cel mare de 1000 de euro, tata! Hey. Campiones! Așa, tate! Iar mă, ăștia spari, bă! Bă, nu vine să cred așa ceva, mă, mâncați și ce mârlămoi, iar am luat banii, băi, nu uitați să ați clicat butonul de like și pe butonul de subscribe dacă se-ți dă treabă, tată, așa că ne auzim pe următorul video, pa, pa!